Deci da, într-adevăr, în acest proiect se prevede că cei care doresc să candideze la funcția de președinte trebuie să colecteze cel puțin 15.000 de semnături. Părerea mea personală, care va fi expusă și în procesul de discuții sau de dezbatere în ședință de plen a acestui proiect de lege, este că noi propunem o diferențiere a colectării semnăturilor între candidații la funcția de președinte a Republicii. Și lămuresc de ce. Un partid politic care are structuri teritoriale poate foarte ușor să colecteze aceste 15.000 de semnături. Ceea ce e mai greu pentru cei care vor dori să candideze independent, pentru că vor fi și cetățeni care vor încerca să candideze independent. Și de aceea eu cred că cifrele trebuie să fie diferite. Dacă se va vota ca reprezentanții partidelor care vor fi delegați, încă o dată zic, de partid, pentru funcția de președinte să colecteze 15.000 de semnături, eu cred că pentru candidații independenți această cifră trebuie să fie mai mică. Să-i punem pe toți în poziții egale pentru a putea candida. Și un argument. Ziceam că dacă un partid politic, cum este Partidul Liberal Democrat din Moldova, care are structuri în toate unitățile administrative teritoriale, 15.000 nu e o problemă. Se pot colecta într-un termen scurt de timp. Dar ce va face cel candidat independent? Deoarece, iarăși, potrivit modificărilor care se propun, deci pentru campanie electorală se prevăd 2 luni de zile. Și în cazul de față, părerea mea, că candidatul independent deci, va beneficia de mai puțin timp.